ziua, Sophie! Și bine ai venit pe chat. Ce mai faci, Sophie? Ai văzut că s-a răcit afară? Sper ca marți, când vom veni la club, mă bucur că faci bine. Sper ca marți, când vom veni la club, să se reîncălzească iar. Hai să începem lecția de astăzi. Chit că suntem cu vreo 3 minute înainte, dar pentru noi 3 minute nu e mare lucru. Deci, continuăm astăzi să ne familiarizăm cu sistemul londonez, da? Familiarizare care pentru noi înseamnă să ne familiarizăm atât din punct de vedere al albului, cât și din punct de vedere al negrului. Adică să știm ce să jucăm și cu albul și cu negru. Și astăzi, ieri am făcut, ți-am prezentat 3 partide al lui Magnus Carlsen. Încep lecția de azi tot cu o partidă de al lui Magnus Carlsen, însă pe urmă vom face și alte partide, da? Bun, putem începe? Ok, deci prima partidă, Magnus Carlsen la alb, Dingley Wren la negru, este jucată anul trecut. Datorită virusului s-a jucat online, deci cei doi jucători nu erau față în față, fiecare era în fața calculatorului. Bună ziua, Jack, mă bucur că ai intrat. Deci datorită virusului erau la calculator fiecare și Magnus Carlsen nu mai are nevoie de nicio prezentare, numărul 1 mondial și la șah normal, și la rapid, și la blitz. Numărul Dingley Wren este foarte puternic în șahul normal, este numărul 3 în lume și s-a ancorat pe locul 3 cam de multă vreme. Deci primii 3 la șah normal în ordine este Magnus Carlsen, Fabiano Caruana și Dingley Wren. Deci Carlsen cu albul începe D2, D4, așa cum ne-am învățat, cal F6, cal F3, puțin diferit, dar vei vedea D5, nebun F4, C5, E3, pion E6, pion C3, deci ne-am făcut și, ca să spun așa, piramida. Deci primele două reguli din sistem le-am îndeplinit cu albul, da? Deci am scos nebun afară, în fața pionilor, ne-am făcut piramida. Și acum trebuie să mai scoatem celălalt cal și celălalt nebun. Nebun D6, după cum ne aducem aminte, aici negrul are la dispoziție ori nebun D6, care este într-un fel cea mai agresivă și cea mai dejucată la ora actuală de către mari maestri, dar și nebun E7. Deci nebun D6. Și încă o dată, mutarea normală aici este nebun G3. Dar, scuze, mi-a scăpat din mână. Magnus Carlsen, încă o dată, nu-l deranjează dacă Dingley Wren bate el la F4, v-am mai explicat într-o lecție anterioară referitoare la această deschidere că într-un fel și nebunea pe F4, F4 duce la un câmp foarte bun pentru calul din F3 la E5, având practic două ancore eventual în spate, da? Pion la F4 și pion la D4, deci joacă aici cal de BD2 și continuă dezvoltarea. Și aici Dingley Wren, înainte de a bate la F4, bate el direct la D4 și joacă aici C5 pe D4. Gândindu-se așa, bați cu calul, îți bat în F4, nu prea să mai merge să-ți vină calul la E5, că e deja la D4, bați cu
cu eu nu poți să bați, că ți-ai lăsat nebunul din F4 fără apărare, iar dacă bați cu C-ul, atunci îți bat și după ce bați cu E-ul, o să o să joc ca C6 cu presiune pe pionul din D4, dar Magnus Carlsen aici bate nebunia pe D6 și Dinglyren aici normal zici că după dama ia pe D6, E ia pe D4, practic dintr-o dată, încă o dată acest lanț de pion F7, E6, D5 face ca acest nebun din B7 să fie o piesă rea. Da? Și jocul ar decurge, este o poziție, ce vreau să spun, este o poziție favorabilă pentru alb în această variantă. De aceea Dinglyren aici bate în E3 și practic îi câștigă albului un pion, deci negru în această variantă rămâne cu un pion în plus. Normal că acum după F3, dama de 6 chiar rămâne cu un pion în plus și Magnus ar rămâne și cu structură foarte slăbită de pioni. Ar avea 3 insule de pion cu un isolan, de aceea Magnus Carlsen zice, dacă tot am, ca să spun așa, un pion în minus, cel puțin să am perechea de nebun și să-ți interzic ție rocada mică, și joacă foarte bine nebuna 3. Și după E3 ia pe D2, dama ia pe D2, a apărut o variantă pur și simplu de gambit a acestei deschideri, în care negru are un pion în plus. Problema se pune dacă albul are compensație pentru acel pion. Și are. Deci, dintr-o dată, rocada mică pentru negru este interzisă. De asemenea, albul are la dispoziție perechea de nebuni, care, la un joc deschis, își arată are o forță deosebită. Să vedem cum continuă partida. Calci 6, dama G5, atacând imediat pionul din G7. Turn G8, cu atât mai mult după această, ca să spun așa, mutare de turn, rocada mică pentru negru va fi complet interzisă. Deci, ca să înțelegeți un lucru, deci aici pot spune așa, dacă joci mutare normală de dezvoltare, nebun de 3, negru poate încerca acest cale 7 care să acopere bătaia nebunului din A3 pe câmpul F8 și pe urmă după rocadă să poată face și rocadă. Și și-a pus regele la adăpost și zice, rămân cu un pion în plus, nu mă interesează. De aceea, într-un fel, este de înțeles mutarea aceasta a albului, dama G5. Scuzați-mă. Deci nu nebun de 3, dama G5, care îl silește pe, cum să spun eu, pe negru să-și mute turnul, pentru că această înaintare G7, G6 este foarte slabă aici. Este chiar extrem de slabă, da? Deci nu mai ai la dispoziție cale 7, pot să mă dezvolt foarte bine cu nebun de 3, pot să împing H2, H4 și H5 cu atac. Deci G7, G6 ar fi fost o slăbire foarte gravă a câmpurilor negre. În lipsa nebunului de culoare neagră. Deci practic, încă o dată aici, Dinglyren este forțat să joace turn G8. Dar după ce joci turn G8, e clar că nu vei mai face rocada mică. Bună ziua, Gorgon Nandon, mă bucur că particip. Nu ai pentru ce mulțumim, mie îmi place să predau, mai ales că eu fac pentru copiii mei.
care într-adevăr sunt cam leneși. N-am decât un singur elev foarte silitor, Sophie. Restul le place să se uite după. Bun, deci turn G8 și acum urmează nebun de 3. H6 pleacă dămuțul de acolo, dama E3 și dama B6. Cu intenția clară de a schimba dama sau de a bate, deci de a-i bate dama ca să rămână cu pion în plus. Normal că Magnus refuză, dama E2. Și după nebun de 7, Magnus face rocadă mică. Și din greu face și rocada mare. Este logică, trebuie neapărat să-și termine dezvoltarea, deschiderea și să-și pună regele la adăpost. Dacă nu mai poate prin rocadă mică, este clar că nu are la dispoziție decât rocada mare. Și normal că Magnus începe atacul pe flancul damei, unde este regele negru. Pion B2 B4. Rege B8. De obicei să știți că această mutare este cam tot timpul o mutare utilă când faci rocada mare. V-am spus eu și la alb, când albul face rocada mare, unul dintre inconvenientele rocadei mari față de rocada mică este că el mai trebuie să mai piardă un tempo ca să-și ducă regele cât mai la margine. Deși albul când face rocada mare, de obicei, mai devreme sau mai târziu, joacă și rege B1. La fel și aici, din Liren, joacă rege B8. Mai ales că avem în vedere că eventual albul va putea ataca mai devreme sau mai târziu pe coloana C. B5, cal A5, cal E5. Nebun E8, aveam pionul de la F7 atacat, da? Nebun B4, turn C8, turn pe coloană semideschisă. Pion A4. Și aici calculatorul dă o variantă de egalitate pentru negru, deși eu tot văd, chiar în varianta aleasă de calculator, eu tot văd o inițiativă destul de îndelungată pentru alb. Cu acest rege A8, adică se ducă și mai la fund. Și dă ca exemplu această variantă, pion C4, normal că, și după calea pe C4, nebunea pe C4, dea pe C4, calea pe C4, dând în damă, damă D4 și turn de AC1, observați, turnul acesta de la F1 va veni la D1 și apoi am la dispoziție și eventual, mai devreme sau mai târziu, ori B5, B6, ori A4, A5, urmat de B5, B6. Deci poziția, deși calculatorul zice că este egal aici. Plus că aici, după cum văd, am la dispoziție și cal B6 șah. Deci sunt, practic, calculatorul, încă o dată, nu eu, zice că este o poziție de apărat pentru negru. Însă din Liren nu-i place această variantă. Sincer, nici mie nu mi-ar place. Și face o mutare de genul, îți dau pionul înapoi numai să scap în primul rând de perechea ta de nebuni. Și eventual, deci duc regele înapoi la B8 și să atenuezi din forța atacului tău și joacă acest cale 4, care însă, după cum observați, este greșeală. Magnus Carlsen zice mersi, își ia pionul înapoi. De obicei, vă aduceți aminte ce v-am spus eu la
nebun de culori diferite și partea care atacă practic are o piesă în plus, una la mână, și a doua la mână totuși care avalanșe de pioni la o adică se mișcă mai repede și atacă regele advers. Avalanșa albă. Deci, practic, acum albă amenință foarte urât C4 și chiar C5. Pe când pionii ăștia negri încă sunt în bloc starturi. De aceea, Dingli Ren, ca să împiedice la o adică C4, îi joacă F6 și îi spune acelui cal alb de la E5, care stă excelent, pleacă bă de aici. Dar haideți să facem o mică analiză a poziției. Deci, încă o dată, Dingli Ren are mari probleme cu amplasarea pieselor proprii. Acest nebun de la E8, înainte de a efectua F7, F6, stătea extrem de prost pentru că n-avea niciun câmp pe care să lupte. Acest cal de la A5 n-are decât un singur rol, acela de eventual de a apăra și de a apăra înaintarea C3, C4, C5. Într-un fel, mutarea asta F7, F6 este logică, pentru că dacă acest cal pleacă de la E5, putem spune la o adică că avem un cal de la A5 care se poate instala apoi, bine mersi, pe C4 să revină în luptă. Și aici, conform regulii, când ai o piesă atacată, ne uităm prima dată și prima dată după contraatac, ca să joacă damă H7. Și încă o dată se vede aici cât de prost este acel nebun pus acolo. Vă rog să mă credeți că practic aici albul este complet câștigat. De ce? Nebunul negru de câmpuri albe nu poate părăsi această diagonală A4-E8. Deci nu se poate duce, să zicem, la H5. Ca să faci legătura între turnuri și să zici să rămân cu turnul apărat. De ce nu se poate duce la H5? Pentru că ar urma cal de 7, șah și damă. Poate de aceea calculatorul propusese cu 3 mutări înainte regea 8 ca o mutare care ar fi susținut cât de cât echilibru în partidă. Deci acum practic Dingli Ren pierd o calitate după acest damă H7. Cal B3, contraatac cu disperare. Zice, bine, mi-i tu turnul, eventual ți-l iau și eu, și când îmi iei calul, îți iau și eu calul din E5. Deci, Dingli Ren se gândește așa, damă G8, cal A1, turn A1, FE5. Și Carlsen zice, bine, damă G8, cal A1, dar acum albul face o mutare pe care negru nu au prevăzut-o. Ce mutare propuneți pentru alb aici? Cine poate să-mi dea un răspuns? Adică să-mi propun o mutare. Nu, să-mi dea un răspuns, că nu suntem la școală. Deci, încă o dată, dacă nu ar fi acest nebun la E8, aș putea să-i dau șah și damă. Logic, nu? Damă ia pe 8. Precis această mutare i-a scăpat negrului din calcul. Dar vreau ca să înțelegeți. Această mutare îi scapă negrului din calcul în momentul când efectuează acel cal F6-E4 și se hotărăște să dea pionul înapoi. Pentru că Dingli Ren precis a văzut poziția cam până pe aici și zicea că totul este ok aici. Deci Dingli Ren se gândea,
în acest moment că albul va bate calul, el va bate calul și toate bune și frumoase, chit că într-adevăr ar fi rămas cu o structură slabă de pioni, ar fi avut doi pioni dubli și trei insule de pion față de cele două insule de pion ale albului, dar nebune ar fi fost totuși de culori diferite și dispărând acel cal de la E5 ar fi avut mari șanse de remiză. Însă precis nu a văzut acest damă ia pe 8. Feia pe E5 și practic după damă de 7 încă o dată, deși nu ai ca să spun așa, cel puțin pe moment material în minus, stai pe bombe. Uitați-vă la această geată roșie, nebun de 6, șac și bye bye, forțat turn de 8. Deci încă o dată cal C2 aici, după cal C2 ești pierdut cu nebun de 6. Turn de 8, deci încă o dată turn de 8, damă ia pe G7 și debi acum cal C2. Și aici este o mare, mare diferență. Care este? Deci a luat cu șah și albul are practic doi pioni în plus. De fapt aici negru își dă seama că nu mai are nicio șansă de supraviețuire. Ca să înțelegeți mai bine, să zicem că joacă rege A8. Spuneți și mie ce jucați după acest A5, care practic îți lasă dama fără apărare. Înseamnă că trebuie să joci rege C8, nu? Ca la A5 să poți juca damă C7. Da, dar aceasta nu mai este partidă. Damă ia pe E6, pot pe urmă eventual să joc și damă ia pe H6 și să am o căruță de pioni în plus. Da? Bun. Cam aceasta a fost, au fost partidele lui Magnus Carlsen în sistemul londonez pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Să știți că el a jucat mult mai multe. V-am spus și ieri că am avut o sarcină destul de dificilă să tot aleg care să fie mai reprezentativă. Dar acum să trecem și la alți jucători și eventual să mă și împăunez și eu un pic. Vreau să vă arăt o partidă de-a mea. Pentru că acum, mai ales această serie de partide și de lecții pe care o fac eu în sistemul londonez, este, această serie este făcută special pentru tine, Sophie, ca să te învăț și să te familiarizezi cu acest sistem și eventual să îl pui în practică. Adică să-l încerci practic la tabla de joc. Acum vreau însă să-ți arăt o partidă jucată de mine la negru acum 3 ani, chiar 3 ani, în martie 2018, la primul nostru memorial Ioan Ciurel, care l-am realizat în oraș. Așa, și partida aceasta este cu o fată, o fostă elevă de-a mea, care acum este la avansați. Deci noi suntem începători, aia care avem gheruțele și colțișorii mai mici, așa. Suntem niște gheparzi în devenire, dar încă nu am ajuns la nivelul acela de adulți. Și puștaica asta este foarte, foarte, ca să spun așa, talentată și muncitoare, Sophie. Dintre elevii care mi-au trecut prin mână, este una din cei mai buni elevi care mi-au putut trece prin mână. Și să vedem partida jucată cu ea. Deci, D4, cal F6, nebun F4. Deci, sistemul londonez. C5. Să știți că
Această, ca să spun așa, abordarea negrului, am să te pun în temă cu ea eventual mâine. Deci, de obicei, Sophie este foarte enervant pentru negru, cel puțin pentru mine, când joc cu negru și mi se joacă sistemul londonez, îmi vine să vomit. Pentru că știu că urmează cele 5 reguli, care mi-e foarte greu să-l scot pe alb din acele 5 reguli și el n-are absolut nicio problemă în deschidere. Și acest C5, după căutări îndelungate, pentru că întotdeauna când îți pregătești o bază de deschidere, trebuie să vezi ce te enervează cel mai mult pe tine în jocul adversarului, într-o anumită deschidere. Și C5, am ajuns eu la concluzia că este una dintre încercările negrului de a-l scoate pe alb cât de cât din cele 5 reguli. Dar am să ți-o prezint eventual mâine și ai să vezi că totuși nu este chiar așa. Albul tot poate face o partidă minunată și în acest C5. C3, piramida. D5, cal F3. Aici deja este o mică inexactitate. Îți aduci aminte, Sophie, mai ales în sistemul adoptat de către negru, adică de către mine în această partidă, că în acest tip de combatere a sistemului londonez de către negru, de obicei albul aici trebuie să-și facă imediat, ca să spun așa, piramida, adică să joace E2-E3 și pe urmă să-și dezvolte întâi calul din B1 la D2. Și vei vedea de ce. Deși ți-am mai spus, cal C6 și pion H2-H3. Încă o dată, această mutare care într-un fel este bine aleasă și de către Magnus Carlsen în multe poziții, ce asigură albului? Păstrarea perechii de nebun pe tablă. Adică negru nu are la dispoziție niciun caz cal H5, pentru că albul și-a făcut cu acest H2-H3 un câmp de retragere foarte bun pentru nebunul din F4 la H2. Deci ăsta este rostul lui H2-H3. Dar aici eu joc damă B6. Damă B3. C4. Am intrat exact în ce îmi place. Aici eram sigur că deschiderea în niciun caz nu se va termina în favoarea albului. Pentru că dacă îmi bate, nu pot decât să fiu bucuros. Acest turn din A8 este acum pe coloană semideschisă și eu pur și simplu am la dispoziție, după pion E6, am B5, B4 și oricând pot să scap de acest pion dublu, deci nu voi avea nicio slăbiciune de pion. De aceea albul aici, normal, joacă damă C2. Dar acum, pentru că nu și-a scos calul de la B1 la D2 și și-a scos întâi calul de la G1 la F3, îți mai aduce aminte, Sophie, aici ce mutare are negru la dispoziție cu care egalează complet poziția? Dacă nu ți-aduce aminte, ți-o arăt eu, nebun F5. Și pentru că nu ai scos calul de la B1, practic nu poți să bați acest nebun F5. Mă bucur, Sophie, foarte bine, ce fată dulce avem aici. Deci, încă o dată, nu poți să bați acest nebun pentru că vei pierde turnul din A1. Și tu nu ai nimic la dispoziție, n-ai niciun damă, ce 8, turnul meu din A8 stă nemaipomenit. Deci, practic aici albul este silit să joace damă C1. În acest moment, dacă punem calculatorul zice că negru stă excelent aici. Deci a egalat cel puțin. Zice chiar că stă un pic, dar o idee mică, stă un pic mai bine. Este un lucru bun pentru mine? Da.
Pentru că, practic, după 2, 4, 7, 8 mutări, am egalat poziția. Deci primul lucru când joci cu negru este să-i egalezi poziția, pentru că tu cu negru tot timpul pornești cu un mic dezavantaj, acel dezavantaj creat de faptul că tu nu ești la mutare, nu ai prima mutare la dispoziție. H6, să-mi fac și eu loc de nebun ca să poată ajunge la H7. E3, E6, încă o dată observ Sophie datorită deschiderii projucate de către alb, nebunul de la F1 nu se mai poate dezvolta la D3. În niciun caz. Am și pion la C4 și nebun pe diagonala B1 H7. Nebun E2 și dama A5. Acum vreau să înțelegi un lucru. Eu eram conștient aici că egalase. Dar vezi, deși la prima vedere zici, gata, am egalat, hai să mă dezvolt, acum joc nebune 7, fac rocada mică. Bun, și pe urmă, ce? Care-i planul tău de joc? Pentru că, până la urmă, ea tot va veni cu acel cale 5, cum este regula să-și pună calul de la B1 la D2, pe urmă cale 5, dacă îi bat calul, eventual va bate cu pionul, dacă nu îi bat, va veni cu calul de la D2 la F3 și... Și atunci am zis, hai să joc după un plan cât de cât activ și să încep să-mi înaintez pionii de pe flancul damei. Dar momentan nu pot, cam dama la B6, de aceea am jucat dama 5. Rocadă mică, B5. A3, damă B6. Calul din B1 la D2, A5. Nebun H2 și acum îmi termin și dezvoltarea. Nebun E7, cale 5. Logic, pe urmă eventual vrea să joace ori calul de la D2 la F3, ori pionul de la F2 la F4, de aceea am bătut acel cal. Să știi că eu aici mă așteptam la această recaptură înapoi cu pionul, care este de obicei cea mai comună. Dar domnișoara mi-a bătut cu nebun. Foarte bine. Nebunea pe E5, rocadă mică. Și acum, într-adevăr, asta chiar a fost o a doua mică inexactitate. Nebunea pe F6. Pe ideea următoare. Centrul este închis, cel puțin pe moment, și perechea de nebun nu face mare brânză când centrul este închis. De aceea Andreea renunță benevol la perechea de nebun aici și îmi bate la F6. Nebunea pe F6 și pion B3. Turnul din fel AC8. Damă B2, turnul din A la B8. Să știi că într-un fel, deci încă o dată, nu suntem la o partidă a lui Magnus Carlsen, suntem la o partidă între doi jucători care, să știi, sunt într-un fel de forțe relativ egale. Pot spune că Andreea este un jucător bun. Corect ar fi fost pentru mine, cel puțin aici, să fi bătut la B3, dar am jucat întâi turnul din A la B8. Și atunci Andreea profită și joacă B3 pe 4. Turna 8 la loc, pentru că voi deschide coloana A. Observați cât de important este acest nebun de la F5, care controlează diagonala B1-H7 și nu-i permite niciunui turn alb să ajungă la B1. Să zică, mamă, o să-ți iau o să-ți bat eventual la A5 și o să-ți iau sub control coloana B. F3 și aici joc damă C6.
care și din punct, încă o dată, asta este o altă mică inexactitate de-a mea. Deci în acest moment ea a făcut două inexactități, eu am făcut două inexactități. Deci aici, dacă punem calculatorul, spune că poziția este egală și într-adevăr mutarea corectă la care m-am gândit în timpul partidei, dar mi s-a părut totuși că ar fi fost E6, E5, încercând să arunce pur și simplu acest centru în aer. De genul, eu chiar am amenințare aici, să zicem că ai plecat cu regele de pe această diagonală. Deci, pentru că într-un fel este destul de înțeles. Deci să zicem că ai face un rege H1, aș putea să bat. Și după ce bat, să bat și aici. Ca apoi să împing C4, C3. Da? Dar, într-un fel, n-am jucat-o și am jucat dama C6. Ceea ce îi permite albului aici să egaleze poziția. Dama C1 și de bea acum E5. Însă este puțin cam târzior, se pot spune. De E5, deși deschid centru, nebunea pe E5 și are un pion relativ slăbuț la C3. F4. Nebun F6. Cal F3. Observați cum își manevrează foarte bine piesele și practic își pune acel cal funcție de ceea ce joacă negru. Albul își va pune acest cal ori la D4, ori eventual chiar la E5. Nebun E4 și cal D4. Dama 6. Încă o dată, cu acest cal de 4 se vede cât de slab a fost mutarea dama C6. Practic am pierdut două tempouri, dama C6 și acum dama 6. Pentru că e clar că nu voi da perechea de nebun. Dama de 1, turne 8, are totuși încă în continuare o slăbiciune acest pion înapoiat de la E3. Nebun F3, am bătut, a bătut și aici am jucat turn E4. Pentru că după dispariția nebunului meu de alb, observați că și eu am o slăbiciune acum. Acest pion de la D5, de aceea am jucat turn E4. Turn D1 pune în continuare presiune pe pionul din D5, am bătut, a bătut. Și aici joc dama B7, apărându-l încă o dată. Dar după cal F5, observați acea furculiță de cal pe care o amenință albul, se poate spune că albul are mari contrașanse aici. De aceea poziția este relativ egală. Turna 6 interzice cal D6 și cal G3. Și practic zice aici, ce ai făcut, tăticule, că ai dat un pion. Am dat un pion, dar este cu duș întors. Turne 8 și turnea pe D5. Deci în acest moment al partidei, albul are un pion în plus. Dama 7. Și aici însă practic cred că și sub în speranța că are o poziție mult mai bună și fiind și în criză de timp, jucam la 2 ore pentru 40 de mutări. Albul face o greșeală aici. Practic, să știți că aici albul cu acest cal E4, deci cu acest dama A7, eu fac 2 bătăi pe pionul înapoiat din E3. Și de fapt aici trebuia să joace cal E4.
Dar ea a văzut că la cale 4 eu pot bate totuși la C3 și după calia pe C3 am la dispoziție acest turn E3 care este enervant pentru că îmi voi lua piesa înapoi. Și totuși aici, dacă ar fi jucat, să zicem, calia pe B5, turnea pe F3, calia pe A7, turnea pe F1, regia pe F1 și turnea pe A7, singurul care eventual poate câștiga este albul aici. Deci ar fi avut avantaj aici, după turn C5. Practic eu cu negru aș fi forțat să o iau la șahuri de genul acesta și să joc turn C2, să-mi apăr acest pion. Dar după B5, rege pe 8, e posibil ca această poziție să fie totuși remiză, dar în niciun caz eu cu negru să pot câștiga această partidă. Însă săraca Andreea aici, revenind înapoi la momentul critic al variantei, nu mi-a jucat cale 4. Precis a văzut că am la dispoziție acel nebunea pe C3 și nu i-a plăcut deloc. Și a zis, las că-ți bat în B5, care de fapt este o greșeală și care te duce imediat la pierderea partidei pe tine cu albul, pentru că urmează turnea pe E3 și dintr-o dată această diagonală G1 A7 devine foarte, foarte slabă. Dama F2, aproape forțat. Și aici, spre deosebire de ea, eu aveam timp la dispoziție gârlă. Am văzut ambele continuări. Și turnia pe G3, care și aceasta ar fi fost bună. Aș fi luat o piesă, pur și simplu. Pentru că dama este pe legătură, da? Nu poate să-mi bată turnul. Dar am văzut alta și mai, ca să spun așa, mai spectaculoasă. Mă enerva această damă, cum stai tu pe diagonală asta, și am jucat turn al 2. A urmat turn B7, contraatac cu disperare. Damă ia pe B7 și ea săracă a zis, hai că-ți iau și eu. Damă ia pe A2, dar după turnea pe G3, încă o dată, celălalt turn nu poate fi bătut. Deci damă ia pe A3, pe E3, toată lumea a văzut cam la dispoziție, moarte într-o mutare, da? Dar și după dama A2 și turnea pe G3, practic am rămas cu o piesă în plus, cu acest nebun. Și a cedat aici. Bun. Aceasta e mica mea partiduță. Trecem la următoarea. Haide să trecem și la barmaiști. Nu la partide din astea slăbănoage. Așa. Vă arăt acum o partidă din nou jucată între doi barmaiști americani. Gata Kamsky la alb. Specialist, practic, în sistemul londonez. V-am arătat o partidă de-a lui și în lecția trecută. Și Sam Sevian. Sam Sevian este un junior din Statele Unite, foarte, foarte talentat, care în ultimul timp tot urca așa și nu se mai oprește în clasamentul jucătorilor puternici. Asta este jucată puțin mai demult și este o lecție aplicată de un jucător mai bătrân, unuia mai tânăr. Un fel de luptă între generații. Deci avem D4, D5, nebun F4, prima regulă, cal F6, E3, C5, C3, piramida, cal C6, cal D2, observați cum joacă marii maestri, corect, întâi calul de la B1 la D2, nu calul de la G1 la F3. E6, cal F3, nebun D6, nebun G3. Rocadă mică, toate bune și frumoase până aici. Nebun D3, deci am îndeplinit cele trei principii.
scoaterea nebunului negru de la Aceun afară, construirea piramidei, scoaterea celorlalte trei piese ușoare afară. Mai trebuie acum să-mi bag un cal la E5 ca să îndeplinesc și a patra regulă și apoi funcție A5 să se muleze funcție de ce joacă negru. B6. Și aici, într-un fel normal, aici, încă o dată, se joacă acest cal E5, care e a patra regulă. Dar gata, Kamsky joacă dama E2 aici. Și aceasta este o mutare, într-un fel, logică. Încearcă să împingă E3, E4. Nebun B7, turn D1, deși la prima vedere nu pare, dar să știți că într-un fel te și întreb, de ce, Doamne iartă, mă aduc eu un turn la, de la A1 la D1? Dar curmea, rostul acestui turn de la D1, de aici, este să hărțuiască această damă de la D8, dacă mai stă mult pe acolo. Și deși la prima vedere zici, cum, Doamne iartă-mă, să hărțuiască, că sunt vreo 5 piese și două negre, 3 albe. Păi da, dar ele pot dispare foarte, foarte rapid. Și veți vedea că într-un fel Sam Sevian are mici probleme. Deci el joacă turnul 8 aici, deși mai, ca să spun așa, mai profilactic pentru el ar fi fost dame E7. Și după E4 să nu mai ai într-un fel dama pe coloana D. Observați cum dispare și să poți să joc turnul de la 8 la D8. Observați cum piesele atât negre cât și albe dispar într-un ritm foarte rapid după E3, E4 de pe coloana D. De aceea dama la D8 începe să se simtă nesigură. Deci Sam Sevian în partidă nu joacă dama E7 și joacă turne 8. Și normal că albul începe, continuă cu E3, E4. Care practic îți amenință ție furculița aici. Da? Deci amenință E4, E5. Și acum Sam Sevian se retrage, nebune 7, E5. Cal H5, la o, adică dacă tot îmi șicanez calul meu din F6, cel puțin să am posibilitatea să bat acest nebun din G3 și te las fără perchea de nebun. Dar gata, Kamsky zice, bine, bate-mi-l ca să-mi dezvolt tura din H1. Încă o dată, observați, când centrul este închis, se grăbește albul să facă rocadă? Nu. Regele negru se simte foarte în siguranță și în centrul tablei. De ce, Doamne iartă-mă, să pierd timp cu efectuarea rocadei și negru să bată fără nicio străfulgerare, nicio frică la G3, pentru că nu mai există niciun turn la H1, da? De aceea, calm, gata, Kamsky joacă A3 și după C4, nebun B1, G7, G6. Cal F1, B5. Deci fiecare încearcă să joace pe flancul pe care, cu centru închis, se joacă pe flancuri. Negru încearcă cu disperare să-și facă contrajoc pe flancul damei și albul încearcă să joace pe flancul regelui. Cal E3, A5, cal G4, B4. Observați că în acest moment, la o, adică stai și te uiți, asupra pionului din A3, negru a făcut două bătăi. Iar dacă bați cu A8 și bate cu A8, turnul din A8 dintr-o dată devine o piesă foarte, foarte enervantă. Pentru că este activă. Și de obicei aici, dacă ești distras de planul adversarului, poți ajunge în poziții proaste. În astfel de cazuri trebuie, ca să spun așa,
să ai curaj și să-ți impui planul tău de joc, să zici, bine mă, ia-mi tu un pion, că atâta faci, doar atât. Și eu voi continua atacul pe partea mea. Și asta face Gata-Kamsky. Dama A3, E3, scuzați-mă, uitați cum dintr-o dată încearcă să profite de diagonala C1, H6, scuze. Eu uite ce fac și eu. BC3, BC3, turn B8, coloană deschisă, da? Nebun F4, nebun C8, coloană deschisă. Nebun G5. Este un lucru bun să schimb nebunul de cazemat într-un fel? Da. În momentul când schimb nebunul de negru, dintr-o dată câmpurile negre devin foarte slabe. Apropo, ca fapt divers aici, eu cel puțin în locul negrului aș fi bătut acest nebun fără să stau pe gânduri. Deși, într-adevăr, după cal ia pe F4, damă ia pe F4, încă o dată, bătut acestui pion ești cam groghi. Deci acest nebun, unde, Doamne iartă, trebuie să stea aici, mai ales după ce, pentru că am acest cal F6 la dispoziție, nu mai e cal la H5. Poate de aceea negru n-a dorit să-și dea acel cal din H5, care, deși este pe margine, îndeplinește un rol destul de activ în apărarea regiului propriu. Deci nebun G8, nebun G5, turn B3. 90 plus 95, 190... 95 plus 95, 195. 190. Dacă tu zici, Sophie? Bun. H4. Deci fiecare e pe partea lui. Damă B6, nebun C2. Și acum vreau să înțelegeți un lucru. Încă o dată, negru atacă pe flancul damei, albul atacă pe flancul regelui. Normal aici, dacă joci turn B2, reușești de bine de rău să obții o poziție jucabilă. După nebunea pe E7, dacă basa la C2 nu e bine, pentru că joc nebun F6. Deci, încă o dată, după nebunea pe E7, nebunea pe E7, calea pe E7, scuzați-mă, cal H6, șah, rege G7, nebuna 4, poziția este complicată, dar e de luptă. Deci calculatorul mai dă o variantă de genul acesta, turn F8 și G4, și spune că albul ar avea, am înțeles, o fi, nu e nimic. Deci uitați-vă ce, cât de, ca să spun așa, cât de sălbatic ar deveni poziția asta. Damă G5, cal G8, GH5 și calea pe H6. Calculatorul zice că este complicată, dar se joacă. În partidă însă, revenind înapoi, deci mutarea corectă aici ar fi fost turn B2. Suntem în acest moment al partidei. Și aici negru, enervat că albul nu-l ia în considerare, bate la A3, care este de fapt o greșeală. După turnea pe A3, albul obține avantaj decisiv. Și să vedem cum îl pedepsește albul pe negru. Nebunea pe E7, schimbul nebunului de cazemată, calea pe E7, damă H6. Scurs și la obiect. Cal F5, nebunea pe F5. Ea pe F5, cal G5. Și zici, Doamne, iartă-mă,
Și într-adevăr, ce amenință albă? Mat în două mutări, nu? Deci dacă bați acest cal, ești mat. Dama H7 și dama F6. Simplu. Da, Sevian, adică negru, se apără cu disperare. Și joacă acest cal F6. Se apără de mat. Pot să bat acest cal? Nu. Nu pot să-l bat, nu? Cu pionul, pentru că pionul meu este legat. Pot să-l bat cu calul? Pot să-l bat cu calul, dar nu obțin nimic. Pentru că am la dispoziție dama ia pe F6 și dama ia pe H7, rege pe 8, nu mai e mat la F7. Și o să ieși cal în priză, încă o dată, dama mea nu poate fi bătută, tu mai ai un șah eventual, dar doar să scoți remiză, deși nici aia e problematică. După dama H6, negru are la dispoziție dama G7. Deși n-are dama G7, stați un pic, care avea cal H7. Stai că vorbesc prostii. Dar are rege G8 la dispoziție. Deci în acest moment al partidei pot spune că negru încearcă cu disperare să se apere. Însă după cal F6 albul joacă pur și simplu cal E3. Cel mai simplu și cel mai logic. Practic acum acest cal este în priză. Da? Și nu poate să plece că din nou ești mat în două mutări. Damă, pion F4, scuzați-mă, de genul bați aici, o să-ți bat cu dama. Deci încă o dată, bați aici, îți bat cu dama, din nou dai șah, rege F8 și de nou n-ai decât remiză. Pentru că la o adică ai totuși rege în centru și acest cal din E3 este prins. Dar ce joacă gata Kamsky aici? Cal ia pe D5. Încă o dată, nu poți să bați cu calul. Ai și dama în priză. Nu ai de la dispoziție decât dama de 8. Rocadă mic. Uitați cât de elegant a fost această mutare, această ultimă mutare a albului. Deci, practic, tu ai acel cal din D5 alb pe care nu poți să-l bați de nicio culoare. Dar trebuie să-l bați. Dar cu ce să-l bați? Nu poți să-l bați cu calul, că e mat H7 și F7. Nu poți să-l bați cu dama, că-ți bate acel cal din F6 și ești mat la G7. Practic, aici negru cedează. Partida deci a început într-un mod foarte normal pentru sistemul londonez, dar s-a terminat cu un atac frumos, aș putea spune, al albului. Și cât mai avem la dispoziție? Mai avem 5 minute. Haideți acum că vreau să vă arăt ce vom face mâine și într-un fel chiar vreau să mă debarasez un pic de o primă prezentare care este pur teoretică. Deci vreau acum în aceste ultime 5 minute, scuzați-mă, să vă arăt ce vă voi arăta mâine. Deci până acum în sistemul londonez v-am arătat un mod de combatere a negrului care este, ca să spun așa, bazat pe joc de pioni în centru cu
E6 și D5. Și v-am arătat tot timpul cum albul obține în cam toate pozițiile o poziție mai bunicică, dacă nu chiar superior. Mâine am să vă voi arăta, pentru că acele 5 reguli pentru negru pe care albul le pune în aplicare când negru își va juca E6 și D5 sunt foarte greu de combătut. Și am să vă arăt un alt sistem de dezvoltare al negrului care într-un fel dă puțin peste cap aceste 5 reguli, adică modul de dezvoltare bazat pe G7, G6 a doua mutare pentru negru, care este un sistem de dezvoltare care este de fapt, dacă stăm să ne gândim bine, foarte mult îndrăgit de jucătorii care au în repertoriul lor de deschidere ori Indiana Regiului, ori Grunfeldul. Deci de obicei, chiar dacă tu joci sistemul londonez împotriva unui jucător de Grunfeld sau de Indiana Regiului, este clar că el nu va renunța la deschiderea lui preferată. Să joace E6 și D5, cum am învățat în cele 3 ședințe de până acum, nu? Și atunci noi trebuie să fim pregătiți și împotriva acestui mod de dezvoltare a negrului cu nebun G7 și rocadă mică, adică rocada tip cazemat. Pentru că, într-adevăr, poți într-adevăr să joci și aici cu cele 5 reguli, adică să joci aici E3 și C3 și cal de 2 și cal F3 și să scoți și nebunul la E2, dar nu la D3 și veți vedea de ce. Dar eu v-aș recomanda împotriva acestui sistem și vom învăța mâine practic ca aici să schimbăm puțin macazul. Deci să nu mai punem în aplicare acestele 5 reguli și să jucăm la mutarea următoare calul de la B1 la C3, care practic amenință eu cu albul să-mi fac plugul de zăpadă. Bun. Și practic aici, ca să înțelegeți un lucru, vom învăța mâine, dar sper să vă arăt cât mai mult astăzi, două răspunsuri pentru negru pe care negru le are la dispoziție. În primul rând D7, D5, care îl oprește pe alb să facă plugul de zăpadă. Și al doilea, nebun G7 și după E4, D6. Da? Îmi puteți spune, Sophie, dacă, mai ales dacă cunoști ceva deschideri, că poți să spui pe bine, domn profesor, ăsta nu mai e niciun sistem londonez, asta va devia încet încet spre apărarea iugoslavă. Dar este totuși o mare, mare diferență față de iugoslav. Deci, ca să înțelegeți ce doresc, de asta vreau întâi, e puțină teorie aici, dar merită, vă garantez. Deci de obicei când joci Iugoslava, de obicei Iugoslava apare după mutările acestea: E4, D6, D4, G6, Cal C3, nebun G7. Și aici, într-adevăr, acest nebun F4, care pare că duce la aceeași poziție, este o mutare pe care eu nu o recomand să o faceți în iugoslavă. Deci, dacă jucați iugoslava și ajungeți, normal, mutarea corectă aici este cal F3. De ce nebun F4 aici este slabă? Pentru că negru are la dispoziție acest cal D7, urmat de această înaintare E7, E5.
Și nebunul tău de la F4 va trebui să piardă un tempo. Însă în poziția pe care vă arăt eu, ca să înțelegeți mica diferență. Deci după D4, cal F6, nebun F4, G6, cal C3, D6, E4, da? Aici este anapoda să joci cal D7. Pentru că ai la dispoziție damă de 2 și după nebun G7 ai rocată mare. Și practic tot timpul tu cu albul vei interzice acest E6, E7, E5. Pentru că nu poți să-l împingi. Da? Bun. Dar să revenim la ce încerc eu să vă explic aici. Deci, suntem în acest moment al partidei. În care trebuie neapărat, în primul rând, să analizăm această mutare. D7, D5. Deci, continuarea cu care negru nu ne lasă pe noi cu albul să ne facem plugul de zăpadă. E3. O jumătate de piramidă, nu? Nebun G7, H4. Nu uitați această mutare. Deci acest H4 este practic, ca să spun așa, un fel de mutare cheie de a continua această variantă. Și dintr-o dată veți vedea aici că negru într-un fel este supus unei presiuni și trebuie să fie foarte, foarte atent ce joacă aici. De exemplu, vă dau niște variante în care pur și simplu dacă, încă o dată, dacă nu ești atent o iei, pierzi imediat partida. Mutare de genul acesta, cal D7, gafă de proporții, cal B5, bye bye, sau C5. Când negru îmi joacă mie C5, din nou cal B5 și nu te poți apăra, nu poți să-ți mai aperi încă o dată câmpul C7 decât cu acest cal A6. Dar după A4, nebun F5, piramidă totală, rocadă mică, nebune 2 și vă rog frumos să vă uitați cum pur și simplu mă arunc cu G4 și H5 pe tine. Deci este o poziție extrem, extrem de periculoasă pentru negru, cu toată cazemata lui aici. Eu am și văzut, acum vă dau o altă continuare, pentru că am văzut, de exemplu, o partidă de genul acesta. Nu jucată de mine în niciun caz, dar am văzut-o, pentru că e bine când încerci să adopți o deschidere, să vezi cât mai multe partide în variante cât de cât de bază. Deci aici am văzut o partidă în care negru face rocada. Și după H5 s-a pomenit cu un atac extrem, extrem de puternic. Normal că aici dacă îl lași pe alb să-ți bată la G6, va avea turnul din H1 bine mersi, fără nici foarte dezvoltat, fără nicio pierdere de material. Dar negru aici a bătut la H5 și s-a pomenit cu acest sacrificiu. Turnea pe H5. Și după GH5, damă ia pe H5, în schimbul unei calități, practic regele negru a fost dezvelit complet de păturică, are păturica spartă și atacul albului este foarte, foarte periculos. De exemplu, aici de multe ori, deci nebunul dorește să vină la D3, rocadă mare, cal F3, turn H1 și cal G5. Deci, practic, atacul albului, ca să spun așa,
este foarte ușor de jucat, mutările sunt foarte naturale, pe când la negru tu trebuie să găsești tot timpul mutări bune, dacă nu unice, să spun așa. De exemplu, aici să joci F5, o mutare care la prima vedere pare foarte normală, că îți închide chipurile diagonala B1-H7, deci nebunul la D3 n-ar mai avea niciun sens. Da, dar urmează acest damă H2. Ups. Care ți ia cel puțin un pion ala din C7. Pentru că nu poți să-l împingi în față. Pentru că vei pierde calul din B8. Și de fapt îl vei pierde chiar în condiții umilitoare, aș putea spune, după nebun C7 mutare intermediară și după damă de 7 nebunea pe B8. Iar dacă joci calul la A6 ca să aperi pionul, ți-l bat și iar îți bat în C7. De exemplu, negru aici a mai încercat cal C6. O mutare logică de dezvoltare. Dar după nebun D3 și din nou F5 forțat, cal F3, E6, rocadă mare, uitați-vă că asta e partida despre care vă zic. Dama E8, din nou damă la H2. Aici negru a căzut sub un atac monstru și a și pierdut partida. Turnul la H1, calul la G5, celălalt cal din C3 are la B5, pentru că ai pierdut stabilitatea pionului de la C7. Bun. Ăsta e un fel de pregătire a lecției de mâine. În care vom dezbate, de fapt, din această scurtă prezentare, am înțeles, practic, că în sistemul acesta, și cu asta termin, în sistemul acesta cu D4, cal F6, nebun F4, G6, cal C3, mutarea corectă aici este, de fapt, D6. Deși pare ciudat. Și mâine vom dezbate acest sistem printr-o partidă practică, adică vă voi arăta o partidă jucată între doi mari maestri, din nou foarte puternici, Rauf Mamedov la alb și Alexander Grișciuc la negru. Asta dacă doriți mâine să participați la lecție. Bun, vă doresc o seară plăcută. Am depășit un pic cu 10 minute. Dar sper că n-a fost o lecție plictisitoare. O seară plăcută vă doresc și sper să ne vedem și mâine.